Importanța de a avea răbdare cu cei din jur. Disciplina religie, cultul ortodox, clasa a treia. Sunt acasă, mama vorbește la telefon și eu vreau să o întreb dacă mă lasă afară ca să mă joc. Mamă, mă lași afară? Mamă, mă lași afară? Tot repet eu într-una. Te rog, așteaptă, răspunde mama făcându-mi semn că vorbește la telefon, să am răbdare. Dar eu aud, te rog, vorbește în continuare. Și continui cu întrebarea, mamă, mamă, mă lași afară? Mă lași afară, mamă, mă lași afară, mamă. Iar mama mă mângâie cu gingășie pe creștet. Mă uit în ochii ei și citesc nedumerirea ei, apoi îi amintesc una dintre regulile noastre. Când cineva vorbește, aștepți să termine. Iar am greșit. Și asta doar din cauză că nu am răbdare. După vreo 2 minute, mama a terminat. Mi-a ascultat cu răbdare cererea, iar eu am ieșit afară fericit. Prietenii mei se jucau deja de mai multe minute. Vreau și eu să intru în joc, mă gândi eu. Dar trebuia să aștept să termine ceea ce au început ca să pot intra și eu în joc. Care sunt urmările răbdării? Ce am învățat din răbdarea mamei? M-am purtat corect dacă am așteptat să îmi vină rândul la joc? Explică răspunsul tău. Ce greu mai trec minutele uneori. Mă gândeam la ora de religie de ieri. Mi se vorbise despre Simeon, cel care îl așteptase atâta vreme pe Mântuitorul Iisus Hristos. În Biblie ni se spune că Moise a fost un om blând, mai blând decât orice om de pe suprafața pământului. Amintiți-vă din lecțiile învățate care au fost momentele în care Moise a dat dovadă de răbdare. Eu cred că Simeon l-a întrecut în răbdare. Să ne amintim. Simeon a așteptat să vină Mesia despre care îi se spusese că este mântuitorul lui și al familiei lui, al lumii întregi. Când mă gândesc că timp de 230 de ani acest om a mers la biserica lui cu gândul că aceea este ziua în care îl va vedea pe mântuitorul. Iar eu azi nu am avut răbdare câteva minute. Cum a fost răsplătit Simeon pentru răbdarea lui? Ce exemple de oameni răbdători v-am dat din Sfânta Scriptură? Să ne jucăm! Ridicați-vă în picioare, închideți ochii, numărați în gând până la 30, apoi deschideți ochii și așezați-vă în liniște. Nu vorbiți până nu v-ați așezat cu toții. Cât de greu v-a fost să așteptați până a numărat și ultimul dintre voi? Să repetăm jocul. Ridicați-vă în picioare, închideți ochii, rostiți rugăciunile Tatăl nostru și Înger Îngerașul meu, fără să vă grăbiți, apoi deschideți ochii și așezați-vă în liniște. Nu vorbiți până nu termină ultimul dintre voi. Ați fost mai răbdători acum decât prima dată? Explică afirmația ta. Din Sfânta Scriptură noi știm că ni se spune: fiți îndelung răbdători față de toți. Domnul îndelung rabdă pentru voi.
Proverbe. Cu răbdarea te duci departe. Cine rabdă nu greșește. Secretul răbdării este să faci altceva între timp. Cu răbdarea treci marea. Fără răbdare nu învățătură. Căutați proverbe despre răbdare.